Campus, platforma pe care noi am dezvoltat-o începând cu anul 2016 și care, de fapt, vă poate ajuta să încercați să învățați și să găsiți resurse cât mai ușoare și cât mai gratuite. Sunt multe cursuri pe care le puteți găsi și multe informații pe care le puteți găsi și mult mai multe vor fi în curând disponibile. Sunt foarte multe pe care noi le-am pregătit în ultima perioadă și care stau într-o formă de draft, așa, de intermediar, de a fi făcute publice. Ele toate vor putea să aibă informații și la toate puteți să vă scrieți liber și gratuit. Eu acum intru direct în ele ca să nu... Trebuie să vă faceți un cont, bineînțeles, ca pe orice altă platformă de învățare. Noi nu... Este o platformă care este sprijinită din punct de vedere tehnic și al protecției și a confidențialității datelor de către Universitatea Politehnică din Timișoara. Nu facem nimic cu datele dumneavoastră, vă încurajăm doar să vă scrieți de ce facem acest lucru, pentru protecția materialului în special și pentru faptul de a nu putea fi, să zicem, distrus de către roboții automați. Sunt foarte multe cursuri pe care le puteți accesa. Am să vă arăt, de exemplu, cursul de care a rezultat în urma workshopului de educație deschisă din timpul săptămânii martie 2021. Acum, cum am spus, în 11 martie vom avea un nou workshop care va dura din nou 6 sau 7 ore online, căci nu credem că vom reuși să-l facem fizic, care va fi dedicat tot educației deschise. Puteți să mergeți și să găsiți aici fiecare înregistrare, fiecare clip video de la acestea, cât și materialele. Puteți să mergeți și veți putea să vizualizați materialele prezentate, informațiile. La final veți avea și un test și o anumită informare care va fi. Și la final, în momentul în care finalizați în întregime acest curs, platforma este foarte simplă, după cum vedeți, și foarte ușor de folosit. În momentul în care ajungeți la un progres aici 100%, îl puteți urmări constant și continuu, veți primi un certificat digital care îl veți primi prin e-mail și care vă va putea certifica că ați urmat acest curs. Tot așa, sunt diferite alte cursuri, sunt cursurile de competențe digitale pe care noi le-am dezvoltat în cadrul proiectului DigiCulture și care unele se potrivesc foarte bine și învățământului preuniversitar mai ales, care sunt și despre World Wide Web, despre conținut digital, despre protecția datelor, despre foarte multe alte lucruri și informații care există, dar de asemenea și informații și date care vă pot arăta cum, de exemplu, să vă protejați și să creați conținut digital și să publicați. Peste tot aveți exact ce conțin cursurile și în ce mod sunt ele create, cât și modul de parcurgere și posibilitatea de a sări direct pe un anumit capitol sau o anumită zonă, cât și ce ecuson, ce certificat digital veți primi și veți putea folosi la finalul cursului. În fiecare dintre cursuri veți putea intra și veți putea să vizualizați o anumită informație. Doar o secundă, fiindcă eu se pare că am pierdut un pic din semnalul internet, îmi spun colegii, unde puteți să vedeți text și informații și să le puteți accesa și vizualiza și puteți să le aveți discuții în acest sens și să puteți să vedeți diferite informații și date. Am să vă arăt încă un alt curs care este de siguranță digitală și securitate și etică, care a fost dezvoltat împreună cu partenerii, de exemplu, din Dublin și care vă arată tot așa foarte multe informații, cum puteți să vă creați anumite materiale și resurse informaționale. Și, bineînțeles, un curs, de exemplu, de comunicare și de prezentare digitală care poate să vă indice în ce mod puteți să funcționați și să vizualizați acest lucru și la final să primiți din nou același certificat digital. Sunt foarte multe cursuri, fiecare dintre ele vă indică ce puteți și cum puteți să urmați și să vizualizați.